Doi împărați, capitolul 4, vom citi de la versetul 1 până la versetul 7, primele 7 versete. Doi împărați, capitolul 4. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dăm un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemn și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Să ocupăm locurile. Textul acesta este foarte interesant și cred că conține o serie de lucruri foarte practice pentru viața noastră de fiecare zi. Și să ne rugăm ca Domnul să ne deschide mintea, să punem la inimă aceste lucruri, pentru că veți vedea, ele sunt de natură de a ne pregăti pentru plecarea din lumea asta. Pentru că, așa cum știți foarte bine, nimeni n-a plecat viu din lumea asta decât cu câteva excepții. Domnul Iisus, Ilie, Enoch, nu? Cine? Moise? Nu știm exact. Nu știm exact dacă l-a luat Domnul la cer sau l-a mormântat Domnul undeva pe ascuns, să nu știe evrei unde îi mormânta, să nu facă vreun mausoleu și să se închine la el. E bine, este un istoric evreu pe nume Iosif Flavius, ăsta a trăit între anul 37 și 100. El a fost unul dintre cei mai importanți istorici romani, dar era evreu de origine. Îl chema Titus Flavius Iosefus ben Matetiahu. Asta a fost numele lui, de fapt, evreiesc. Are o istorie extraordinară și dacă vă dăm mâna și timpul, puneți-vă și citiți să vedeți, pentru că veți găsi lucruri extraordinar de interesante cu privire la, nu numai la istoria evreilor, dar la istoria lumii întregi. El spune că văduva aceasta n-ar fi fost alta decât nevasta lui Obadia. Dacă vă duceți aminte, în timp ce am studiat pe Ilie, când Ilie s-a întors să vorbească cu Ahab, primul cu care s-a întâlnit a fost acest Obadia, care era mai marele peste odăile lui Ahab, peste, să zic așa, împărăția lui și casa lui. Omul acesta, Obadia, spune Iosif Flavius, că a avut grijă de cei 100 de proroci pe care i-a ascuns câte 50 în două peșteri și că ar fi luat bani împrumut ca să-i ține pe oamenii ăștia în viață. Cine știe ce s-a întâmplat? Ori a aflat Ahab de fapta lui și l-a terminat, l-a omorât, ori omul s-a murit de moarte bună, nu știm, nici Biblia nu ne spune și nici Iosif Flavius nu ne spune. Dar amănântul acesta este interesant, dacă este așa sau nu, putem să dăm sau nu crezare lui Iosif Flavius. Cert este că acest Obadia lasă după el o văduvă cu datorii. Lasă o soție plină de datorii și cu doi copii.
în timpul acela, dacă citim în Cartea Domnului, era o lege în Israel, o lege foarte bine pusă la punct, în Leviticul, de exemplu, capitolul 23, dacă nu puteai să-ți plătești datoriile, cel care îți împrumutase bani sau de la care ai luat banii, avea dreptul să te vândă și pe tine și copiii tăi ca și sclavi, ca robi, și să recupereze banii care îi datorezi. Acum, în cazul evreilor, robia ținea până la jubileu, până la sărbătoarea aceea de 50 de ani, când se eliberau toți robii și toți sclavii. A fost o lege a lui Dumnezeu care și aici a intervenit și a eliberat pe evrei, că atunci când ajungeau sclavi, vânzându-se că nu puteau să-și plătească datoriile. Creditorii îi amenință să ia copiii. Și copiii erau singura nădejde acestei văduve, nu? Ea va trăi prin copiii ei și copiii o vor ajuta să-și ducă bătrânețele în continuare. Este amenințată, este într-o situație disperată, nu vede nicio scăpare și se duce la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Acum, dacă Ilie a fost un vârtej de vânt și o flacără de foc, dacă vreți, așa, Elisei a fost un susur blând, a fost o persoană plină de compasiune, de milă, de omenie față de cei din jurul lui. A fost o personalitate și un caracter foarte diferit de Ilie. Ilie a fost un tip dur, tranșant, om de la munte, până și modul în care se îmbrăca era ciudat de diferit de restul oamenilor. Elisei însă a fost mai mult un om între oameni. A manifestat multă simpatie, multă înțelegere față de oamenii aflați în necaz. Și apelează această văduvă la omul acesta cu inimă mare. Aici este un lucru foarte interesant. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Când auzi de o nevoie, primul lucru, ce putem face în fața acestei nevoi? Dacă ar veni cineva la noi cu o problemă de genul ăsta, imediat ne gândim la o colectă, așa-i? Ne gândim să facem o colectă pentru să scăpăm de el. Dăm niște bani, salut, mai du-te la alții, nu? Elisei nu gândește deloc ca noi. Dacă vine cineva și ne spune de o problemă așa de complicată, nu, datorii foarte mari, îți ia copiii, ajungi pe drumuri, ne gândim la cineva foarte bogat să-l trimitem la ăla, să dăm adresa celui care are mulți bani. Nu de mult m-a sunat cineva din România și mi-a cerut bani. Acum eu îl știam istoria tot, știam că nu trebuie să dau bani la omul ăsta. Când s-a prins că nu merge la mine, nu funcționează nimica, așa, m-a rugat foarte mult să-i dau telefoanele unor oameni care au bani. Trebuie să apreciați că v-am scutit pe foarte mulți de necazuri. Nu am dat telefonul la nimeni. M-am gândit la fratele Cuc să-i dau telefonul, dar el așa îmi spune, boierule, când ne întâlnim. Ei, Elisei nu apelează la situațiile astea. Stai că îți dea telefonul la unul foarte bogat. Nu? Îl cunoști pe Boros. Du-te la el. Elisei nu gândește așa deloc, cum gândim noi. Nu știu de ce noi gândim așa. Zice, prima întrebare, ce ai acasă? Ce ai acasă? Dacă eu aș fi într-o nevoie și m-aș duce la fratele Cuc și l-aș ruga să mă ajute cu ceva și el să mă întrebe ce am acasă, nu? Cred că aș face stânga împrejur și aș pleca acasă, la ce mai am pe acasă, nu? Vedeți cum gândește Dumnezeu și cum operează Dumnezeu. Hai să fim serioși, Dumnezeu putea să, Elisei putea să spună, hei, ia caută-te în buzunar să vezi.
Wow! O bagnotă de 1 milion. Soția mea are o Biblie în față acolo și cineva ne-a dat o bagnotă de 1 milion. O ținem aici la biserică, nu îndrăznim să o ducem acasă. Bineînțeles că este falsă, dar e grozav să te trezești așa, nu? Dintr-o dată o minune. Dumnezeu nu face minune așa, deloc. El te întreabă ce ai acasă. Minunile lui Dumnezeu pornesc de la ce este în casa ta, de la ceea ce ai. Ce ai acasă? Înainte să abordăm puțin subiectul ăsta mai profund, pentru că cred că este extrem de important pentru viața noastră, ar trebui să ne punem întrebarea aceasta: dacă COVID-ul ăsta îmi face o vizită, nu? Dacă va trebui să plec din lumea asta așa pe neașteptate, ce las în urma mea? Ce datorii las soției, copiilor? V-a spus problema asta vreodată? Cei mai mulți dintre noi nu ne gândim deloc la chestiile astea. Când un om al lui Dumnezeu s-a îmbolnăvit, Dumnezeu l-a trimis pe profet și a spus: puneți casa în rânduială că plecăm. Pleci din lumea asta. Acum e adevărat, Dumnezeu mi-a dat 15 ani și a fost un har, o milă din partea lui Dumnezeu, dar nu s-a terminat prea bine, că la sfârșit mai bine pleca mai repede decât să mai stea 15 ani. Câteodată Dumnezeu ne îngăduie câte un har din ăsta în plus, dar hotărârile sale inițiale sunt mult mai sănătoase și mai bune. La sfârșit, Ezechia s-a lăudat cu ce are, știți ce s-a întâmplat, nu? N-a terminat-o prea bine. V-a spus problema vreodată: este casa mea în rânduială? Am ajutat pe un frate din Seattle să-și publice o carte lunile trecute, intitulată exact așa: puneți casa în rânduială. S-a pus să scrie cartea asta într-o zi când l-a vizitat o criză de inimă puternică de tot. A intrat în spital, știți, toate convulsiile acelea, și a început să se gândească: mă, ce se întâmplă cu soția mea, cu copiii mei după treaba asta? Și a dat seama că el nu are casă în rânduială. Mortgage, datorii, rate, carduri, știți dumneavoastră bine despre ce vorbesc. A venit din spital și a început să studieze foarte de aproape chestiunea asta și să-și pună casa în rânduială. Și a scris o carte și sper să facem rost de ea, să vă punem la dispoziție. Este o cărțulie de vreo 50-60 de pagini, dar care schimbă viața când încep să o citești. Unii dintre noi nici măcar nu ne gândim la cheltuielile de mormântare, hai să fim serioși, nu? Păi să le cheltuiască aia care rămân, nu? Treaba lor. După aia, salut! Nu ne gândim să lăsăm în urma noastră liniște și pace și, eu știu, înțelegere, ci lăsăm scandaluri între copii, între rude, care se luptă pentru chestiunile nerezolvate pe care noi le-am lăsat atunci când am plecat din lume. De aceea spune casa în rânduială și a te pregăti pentru plecare din această lume, cred că trebuie să fie un obiectiv al oricărui creștin, indiferent ce vârstă ai. Indiferent ce vârstă ai. Pentru că mergeți în cimitir și să vedeți, citiți numai pe monumentele alea din cimitir, să vedeți ce vârste tinere au mulți din cimitirul ăla. Ar trebui să o luăm în serios. Eu cred că un om adevărat spiritual se gândește foarte bine la ce lasă în urma lui. Ce moștenire lăsăm. Eu când eram mai tânăr mai glumeam și acum nu mai glumesc, că nu e de glumit cu asta. Spuneam că o să las un mortgage la pruncii mei, de o să plângă după mine câțiva ani după aia. Nu știu dacă e în regulă treaba asta.
Nu? Nu poți să lași altora datoriile tale, trebuie să ți le rezolvi. Iată că aici avem un profet, Obadia, care se gândește la foarte multe lucruri, dar la familia lui și la soția lui care rămâne după el nu se gândește. Nu este deloc pregătit pentru a-i lăsa pe oamenii aceștia în siguranță dacă pleacă. Acum nu zic să vă faceți insurance din acelea de milioane de dolari sau eu știu, nu? Că e foarte periculos să te ajute cineva să pleci din lume mai repede dacă știe că rămâne cu vreo câteva milioane după tine. Nu? Nu zic că asta este o soluție, dar să-ți plătești datoriile, să nu lași după tine situații nerezolvate, nu? Să ai cel puțin un nenorocit de testament, nu? Să știe și copiii tăi ce le lași după ce ai plecat de aici, în afară de datorii, nu? Cine plătește mormântarea, cimitirul. E teribil să te gândești să-ți cumperi pământ în cimitir, nu? E groaznic. Tot fugim de ideea asta, da. Este una dintre realitățile pe care, cu care trebuie să stăm în față, într-o zi, nu? Obadia nu s-a gândit deloc la chestiunea asta. A lăsat-o pe soția sa în aer, plină de datorii și acum în pericol să îi se ia copiii. Și omul lui Dumnezeu spune, ce ai acasă? Pentru că atunci când vine nenorocirea, trebuie să-ți faci bine inventarul de unde pornești, cu ce ai, cu ce pornești din nou la drum. Domnul m-a trecut de câteva ori în viață când a trebuit să văd ce a mai rămas. Nu? După furtuna care a venit, mi-am făcut inventarul să văd ce n-a luat vântul. Nu? Și atunci e bine să-ți faci un inventar corect și să pornești de unde ești, cu ceea ce ai. Te-a lăsat cu datorii, fratele Obadia? Ce ai acasă? Ce știi să faci? Pe Moise, Dumnezeu l-a întrebat ce ai în mână și el a zis un toiag. No, de aici a pornit Moise. Ăsta va deveni toiagul lui Dumnezeu. Cu ăsta împărțim marea în două, cu ăsta ne ducem la faraon, cu ăsta scoatem poporul din ce ai în mână. Citeam zilele trecute despre Dorca, Tabita, nu? Din Iope. L-au chemat pe Petru imediat că a murit și toate femeile au început să-i arate rochile, bluzele, ce le cosea Dorca. Eu cred că pe Dorca a întrebat-o Domnul ce ai și a zis, Doamne, am un ac și o ață. Okay? Ei, pornim de aici, punem acul și ața la bătaie. Nu știm dacă femeia aceasta a fost căsătorită vreodată, sau a murit soțul, sau nu știm nimica despre familia ei, dar cred că era o femeie singură. Dar a știut să folosească ceea ce are, talentul care îl are, resursele care le ai. Când vine o vreme de criză, fă un inventar corect și pornește cu ceea ce ai. Dumnezeu face minuni cu lucrurile astea care le ai tu. Ce ai acasă? Un vas cu un de lemn. Iosif Flavius spune că ar fi fost ceva, un vas destul de mic în care avea un de lemn de ungere, că ăsta era proroc și mai ungea și el pe câte unul. Așa. Nu știu dacă a fost ulei de ungere sau nu, dar era un pic de ulei. Și atunci Elisei zice, du-te, ia vase din vecini, dar nu lua puține. Nu lua puține. Și toarnă din vasul în care ai tu, în vasele acelea și le umple. Ce ai? Care este talentul care ți l-a dat Dumnezeu? Ai un ac și ață? Ai un toiag? Ai un vas cu un de lemn? Gândește-te la experiența care o ai. Ai fost strungar 20 de ani din viață, știi să faci șuruburi, why not? Este vremea să-ți folosești ceea ce ai știut. Ai pricepere la anumite lucruri,
Pune în valoare ceea ce ți-a dat Dumnezeu și de care ai uitat probabil. N-ai mai folosit de multă vreme. La vreme de criză este timpul cel mai potrivit să-ți faci inventarul lucrurilor care au rămas și să le pui în mâna lui Dumnezeu. Pune ceea ce ai în mâna lui Dumnezeu și El face minuni. Este foarte interesant, această femeie îi spune din nou un lucru foarte, foarte deosebit. Zice, du-te, cere vase din afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Fii discretă. Dumnezeu nu face show din minunile Lui. Dumnezeu nu face spectacol din minunile Lui. Este o carte și cred că am să fac posibilul să o multiplicăm, să o avem la dispoziție. Se cheamă Duhul Sfânt nu e de vânzare. Okay? Așa se cheamă. M-a intrigat foarte mult titlul acestei cărți. Dar oamenii comercializează tot astăzi, nu? Spectacole alea mari de vindecări pe stadioane, așa. Sunt unii care au cercetat foarte bine ceea ce se petrece și au aflat că ăia care ajung pe scenă sunt intervievați bine de tot, trec printr-o sită specială, au instrucțiuni exact ceea ce se întâmplă și ceea ce se face. Și nu sunt documentate prea multe minuni. Dar show-ul este foarte puternic. Când face Dumnezeu minuni, spune închide ușa după tine. Când Dumnezeu spune pune-te pe rugăciune, du-te în cămăruță și închide ușa după tine. Nu ne plac chestiile astea, Doamne. Să te rogi să nu te audă frații. Să faci minuni și să nu știe lumea. Ce fel de... Păi da, dacă Domnul nu m-ar dubla vreo cantitate de un de lemn undeva în cămara noastră, păi am face în conjurul Americii și am povestit la toată lumea de minunea asta care a făcut-o Domnul la noi. Domnul însă spune, fii discretă, nu fă show, nu fă spectacol. Minunea mea vreau să se petreacă în intimitate, între mine și tine, spune Dumnezeu. Conversația noastră nu este publică. Eu mai spun de multe ori, eu am îndoiel că bărbații aceia care le declară nevestelor în public cât de mult le iubesc și, vai, iubita mea, scumpa mea, scoală-te în picioare să te vadă, frați. N-ați trecut prin... Domnul să ne ierte. Eu am îndoiel că oamenii aceștia își iubesc cu adevărat nevestele. Pentru că eu cred că ar trebui să le spunem în particular mai des decât în public. Nu? Atunci când facem spectacol de ceva, nu miroase bine. Ceva e putred în Danemarca. Ei bine, Domnul spune, discreție, ușă închisă după tine și copiii tăi. Toarnă un de lemn și umpleți vasele. Mai dăm un vas, a zis femeia băiatului și el a spus, mami, nu mai este. Și atunci s-a terminat uleiul. Știți că întotdeauna, când nu mai putem primi, se opresc binecuvântările? Cred că femeia aceasta a rămas cu un mare regret în viața ei. Spune, băi, dar n-am putut lua niște butoaie din alea mari, știu, de undeva, așa, nu? M-am mulțumit numai la câteva vase care mi-a dat vecine. Băi, unde mi-a fost mintea, nu? Pentru că noi suntem limitați, începem să credem că și Dumnezeu este limitat. Nu? Și Dumnezeu este limitat. Când Dumnezeu începe să te binecuvânteze, crede în minunile Lui. Cred că femeia aceasta a adunat suficient un de lemn, pentru că Elisei a spus, du-te, vinde acum. A fost drăguță, a fost de treabă femeia asta. A venit să spună ce s-a întâmplat. A venit la Elisei să spună, uite, Doamne, ce s-a întâmplat, s-au umplut toate vasele.
Și acum Elisei, nu, bine, slavă Domnului, du-te, vinde un de lemnul acesta, plătește-ți datoria, scapă-ți copiii de la robie și cu ce rămâne să trăiești tu și copiii tăi. La partea asta cred că au început regretele, nu? Că datoria a fost fixă, s-a plătit, dar acum ce a rămas? Ei, dacă erau mai multe vase, dacă erau niște butoaie mai mari, trăia mai bine, nu? Altfel o ducea. Nu-L limitați pe Dumnezeu prin necredință. Nu vă închideți în necredință pentru că se oprește robinetul. Nu mai curge ulei în momentul acela. Când nu mai există vasul gol, gata să primească, nu mai curge uleiul. Numai bine binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, atâta timp când avem o inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu să o primim. Când venim înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă, gata să primim cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, gata să lăudăm pe Dumnezeu cu toată inima, se umple vasul nostru de binecuvântările lui Dumnezeu. Cineva a spus că întâmplarea aceasta din Doi Împărați, capitolul 4, este o dovadă că Evanghelia Prosperității nu funcționa nici în Vechiul Testament. Nici în Vechiul Testament nu funcționa Evanghelia Prosperității. Foarte mulți americani cred, și e ușor într-o societate prosperă să crezi în prosperitate, nu-i așa? Cred că Dumnezeu te binecuvântează. Am fost în biserici unde predicatorii ne-au îndemnat să punem mâna pe portofel. Toată lumea pune mâna pe portofel și el să ruga să ne-l umple Domnul. Probabil că n-am avut credință, că la mine tot gol a rămas, dar ăia alți or fi avut, nu știu. Credeau că se umple portofelul. Domnul nu zice, pune mâna pe portofel că să se umple. Du-te acasă, ce ai acasă? Okay? Ce ai acasă? Noi pornim minunile, le spune Domnul, de la ce este, de la ce ai tu acasă. Deci pornești minunile. Un creștin de succes este un creștin, este un om mântuit și călăuzit de Duhul Sfânt. Celelalte lucruri sunt suplimentare și sunt secundare. Okay? Averea se pare că nu este un semn al succesului deloc. În Biblie mai degrabă găsim că este o sursă de ispite și de necazuri. Nu? Îmi spunea cineva zilele trecute că are foarte mulți bani, zice, măi, să știi că nu e greu să faci bani, e greu să-i păstrezi. E greu să-i păstrezi. Toată lumea vrea să-i pape. Toată lumea e cu ochii pe ei. Nu? E greu să-i păstrezi. Ce știi că ești în pericol să iei o decizie prostească și să ruinezi tot ce ai adunat? Știu, am zis, că și eu am făcut chestii de astea. Dar eu am făcut la scara mea, nu? Apropo, aveți grijă că iară se umflă un bubble, un balon din ăsta mari cu prețurile acum la case. Cineva mi-a spus, caută casă în Phoenix și zice, constructorii de case din nou au loterie. Din nou te înscrii pentru ele și peste o lună de zile trag biletul câștigător. După o lună de zile te bagă în datorii. Într-o lună crește prețul cu cel puțin 5.000, dacă nu 10.000. Depinde de zonă. Am mai mușcat din momea la asta odată. Haideți să fim... Cred că ne-am învățat acum, nu? Stay away, stați departe de chestiile astea. Nu știu de ce așa de ușor credem că succesul în viață este câți bani ai, cât mai mulți bani. Ăia sunt oameni de succes. Ascultați-mă, un om de succes este un om mântuit și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, a spus Domnul Iisus, și celelalte vi se vor da pe deasupra. Pe deasupra. Celelalte vin pe deasupra. Faceți din împărăția lui Dumnezeu prioritatea numărul unu și veți vedea că vă veți descurca și cu celelalte lucruri. Minunea, așa cum am mai învățat, nu este abundența, ci puținul care nu se termină.
Asta este minunea lui Dumnezeu, puținul care nu se termină. Aici este minunea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi ne vom uita înapoi în viață și ne vom mira cum am supraviețuit, cum am trecut. Noi când ne aducem aminte de anii comunismului din România, mai ales ultimii 10 ani, așa, ne întrebăm, Doamne Dumnezeule, cum am reușit să supraviețuim în situația aceea? Aproape toți banii care câștigam și eu și soția mea, trebuia să-i dăm pe mâncare. Dacă trebuia să-ți cumpere o pereche de pantofi sau o haină cumva, atunci tăiai de la bucătărie. De multe ori ne gândim, Doamne Iisuse, cum am reușit să supraviețuim în situațiile acelea? Am supraviețuit. Puținul acela nu s-a terminat. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. A fost bun cu noi. N-am murit. Iată că suntem în America. Aici să ne temem de... Nu este același Dumnezeu în cerul? Nu ne poartă El de grijă fiecăruia dintre noi? De ce oare nu mai suntem interesați așa de mult în împărăția Lui, ci mai mult în împărăția noastră? Invidiem pe cei care au o împărăție mai mare decât împărăția noastră, nu? Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Ar trebui să avem un scop al vieții noastre și scopul este să ajungem în împărăția cerurilor, să ajungem la înviere, cum citea Adi Cook versetul la începutul serviciului. Să ajungem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos, să fim gata să renunțăm la toate celelalte lucruri, să le considerăm gunoaie pentru prețul nespus de mare de a-L cunoaște pe El. Din păcate, sunt foarte mulți oameni care se pare că singurul lor scop în viață este să ajungă la moarte bine și sănătoși. Asta este singurul scop în viață, nu? Să ajungă la mormântarea lor frumoși. M-a îngrozit după o anumită mormântare în Chicago, o serie de surori de ale noastre din biserică intraseră în panică. Niciodată nu mi-am dat seama că poți să intri în panică din asemenea motive. Zice, mă, ai văzut-o cum arăta aia în sicriu? Zice, așa se arată eu în sicriu? Nu, domnule. Se pune pe slăbit, domnule. Se pune pe diet. Se duce la health club, nu? Se arate bine în sicriu, nu? Oh, man. M-am îngrozit ce scopuri în viață pot să-și fixeze anumiți oameni, nu? M-am îngrozit. Scapă de datorii dacă poți. Iată ce spune un cuvânt al Domnului și ar trebui să ne-l punem, eu știu, undeva prin casă mare scris să-l vedem. Nu? Scrieți-l pe cecurile dumneavoastră, pe, eu știu, pe frigider, că acolo mergem cel mai des toată ziua. Nu? Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Proverbe 22:7, partea a doua. Suntem robii lui Chase, lui Cadillac Dealer, la cine știe câți, la câți robim, nu, dacă am fi numai la unul. Dar avem o groază de stăpâni la care robim. Suntem robii celora la care suntem datori. Faceți ce puteți, pregătiți-vă, pentru că vom pleca din lumea asta mai devreme sau mai târziu. Haideți să plecăm bine, haideți să nu lăsăm datorii după noi. Faceți un plan cum să scăpați de ele. Dacă faceți un plan cum să scăpați de ele, ascultați rețeta lui Elisei. Ce ai acasă? Ce știi să faci? Ai uitat de acceață, nu? Sigur că da, că acum suntem în America. Pune mâna să vezi că încă funcționează. Du-te, te rog, într-o vizită la Cracker Barrel și uite-te la magazinul ăla, aproape toate mărfurile alea sunt făcute de oameni de acasă care într-o zi au zis, măi, ce am eu acasă? Ce știu eu să fac? Știu să croșetez, știu să fac dulceață de trandafiri,
Știți că românii fac și... Știu să fac dulceață din nuci verzi. Okay? Habar n-au americanii de chestiile astea. Okay? Dacă știi să faci dulceață din trandafir și din așa, îți faci o firmă, domnule. Înmulțești un de lemnul ăsta care l-ai acasă. Ce știi să faci? Pune-te și fă ceea ce știi să faci. Inventariază ce ai acasă. Dacă vrei să scapi de datorii, asta este metoda lui Elisei. Nu te du la aia bogați, că nu o să te ajute. Nu te plânge la ceilalți. Jumătate o să se bucure că ai necazuri, jumătate le doare în cot de necazurile care le ai tu. Așa că n-are sens să te plângi la nimeni. Okay? Nu aștepta să apară, eu știu, portofelul plin peste noapte. La noi a fost o chestie foarte drăguță. Părinții soției au cumpărat o casă de la un evreu. Și au cumpărat-o cu o legendă. O legendă care spunea că undeva în casa aceea este ascuns foarte mult aur. Atunci când au plecat evreii, au ascuns aurul în casa aia. Poate că ai o casă cu legendă din asta. Okay? Legendele astea nu sunt adevărate. Sunt povești care nu sunt adevărate absolut deloc. Niciodată n-am găsit nici măcar un gram de aur. Aurul este în ceea ce ai tu acasă, în meseria care o ai, în priceperea care o ai, în talentul care ți l-a dat Dumnezeu, în acu și ața care o ai, Dorca, acolo este aurul. De acolo îți poți plăti datoriile. N-aștepta bunăvoința altora. Pune-te la lucru. Dumnezeu vrea să lucrăm pentru ceea ce El ne dă. Petru a venit și a spus: Doamne Iisuse, ăștia ne cer taxe, domnule. Nemernici ăștia de la IRS vor taxe. Și deci a zis Domnul: du-te la pescuit. Domnul putea să facă rost de o drahmă din aia, uite așa, picau banii pe jos. Nu, du-te la pescuit. Și s-a dus la pescuit. Când te binecuvântează, Domnul îți dă de lucru. Și lucru este o mare binecuvântare care ți-o dă Domnul. Haideți să ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara asta, pentru lecțiile care ne le-a dat și să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune să punem la inimă aceste lucruri, pentru că ele sunt lucruri practice de care fiecare dintre noi avem nevoie. Haideți să ne rugăm.